stimați telespectatori, din nou am plăcerea să mă aflu la Enet Vrancea și să stau de vorbă cu domnul inginer Manole Merchea, managerul acestei, cum să-i spun, ce minunate societăți. Acestei minunate societăți. Bună seara, domnule director, dar înainte de asta, pentru că vreau să vă întreb dacă se scumpesc sau nu gazele, vreau să vă spun că acum câteva zile am avut o discuție cu cineva care era foarte, am spus, apropo de mărirea lefurilor, că ce dacă s-au mărit, că de la 1 august se scumpesc rău de tot gazele. Asta e prima întrebare pe care vreau să vă pun, să discutăm un pic pe tema asta. Da, am văzut și eu un anunț că s-ar scumpi gazele cu 5,7 parcă, oricum până în 6% la populație. Ideea este că în înțelegerile pe care România le are cu Uniunea Europeană și dacă vrem să fim în Europa, înseamnă să avem fluctuații libere la prețuri, nu este foarte avantajos pentru noi și în special pentru cei care au venituri mici. Dar asta este prețul pentru a fi membrii ai Uniunii Europene. Păi dacă asta spuneam și nu noi scumpim gazele, ci este vorba despre modificările pe care le fac cei de la... Exact. Noi am obținut, până la urmă, o aliniere graduală, astfel încât să existe o concordanță, dar chestiunea este că să nu o facem brusc. Creșterea să nu o facem brusc, pentru că ar fi fost mult mai greu de suportat de către populație și atunci s-a mers pe o creștere graduală. Acum văd că vrea să scumpească cu 5,7%. E mult. Da, întotdeauna scumpirea, indiferent cât ar fi, tot mult înseamnă. Că îți ia, nu-ți dă. Dar asta e. Acum și contextul internațional este relativ prost, pentru că sunt fel de fel de probleme de-astea regionale, fie războaie, cum este acesta între Ucraina și forții care sunt sprijinite de Rusia. Marea majoritate a conductelor de gaz trec prin Ucraina și de aici o sumedenie de probleme. Da, domnule, este o dezechilibru. Da, noi sperăm să trecem cu bine și de lucrul ăsta și populația în general. Să ne ajute Dumnezeu. Sigur că vorba dumneavoastră, orice scumpire produce de pagubă în buzunar. Da, prima telespectatoră asta, nu suntem de unii singuri, legilele... Nu le facem noi pe toate. Asta este, suntem subordonați până la urmă. Da. Nu? Din punctul ăsta, suntem subordonați intereselor pe care Europa le are și noi le avem. Noi le avem în același, în acest concert european în care suntem și noi o voce. Din așa, punctul de vedere al... O sotovoce, cum se spune la noi în muzică, o sotovoce, da. În ceea ce privește Enetul, pentru populație ar fi un avantaj, în sensul că dacă la gaze n-ai plătit o lună, a venit și ți le-a tăiat. Și poți să rămâi, indiferent că e iarnă, că e vară, poți să rămâi în frig, de exemplu. Au venit, n-ai plătit, ți-au tăiat gazele. Enetul creditează, ca să zic așa, atâta vreme cât poți să amâni plata, poți să plătești eșalonat și așa mai departe. Se poate plăti și eșalonat? Da, sunt care au care n-au fost pe fază, în bani să plătească atunci când le-a venit factura și care au făcut inclusiv reeșalonări la sume mai mari. Eu chestiunea asta nu prea o înțeleg. Știți de ce? Pentru că eu știu că un om de echilibru, primul lucru pe care îl face când a luat banii, mult puțin cât a luat, plătește lumina, plătește gazul, plătește datoriile astea obligatorii la stat, după care își chivernisește bugetul. Dar la noi eu am avut o discuție cu o prietenă, am zis că nu o să fiu nebună să plătesc lumina sau nu știu ce, că eu vreau să-mi cumpăr una asta pantofi, este autentic, nu vă mint. Dar bun, să ai pantofi, dar dacă stai lumina, ce faci? Da, și fără pantofi. Poate nu-mi taie, știi? Și fără pantofi.
Bine, e rău și este jenant că încă la noi în țară se mai poate discuta așa, adică nu plătesc lumina să-mi iau pantofi. Dintr-o leapă trebuie să pot să vedeți, vă dă treabă, că sunt... Depinde și cât costau pantofii. Sunt debitori care, la care nu se pune problema că trebuie să nu plătească factura la Enet ca să-și ia pantofi. Sunt foarte mulți care au bani și de pantofi și de factură. Dar să știți că și eu de multe ori nu ajung în luna respectivă să plătesc. Mă duc o dată la 3 luni și plătesc de urmă tot. La Enet? Nu la Enet. Nu la Enet. Că nu suntem dependenți de Enet. Nu suntem dependenți de Enet cu spațiul pe care îl avem la cabinet. Nu, nu. A, cu spațiul de la cabinet. Da, dar la mine acasă nu este rețea, că aș fi... M-aș fi legat la Enet. Măcar așa, ca să le faceți în ciudă. Nu să fac în ciudă la nimeni, ci pur și simplu că nu-mi place să am bomba în casă, una la mână. În al doilea rând, întotdeauna se ivește câte o problemă și la centrală vorbesc. Și întotdeauna este când îți minus 15 grade afară, când îți minus 16 grade afară. Deci niciodată nu are probleme când îți 10 cu plus. Așa își bagă, coada. Dacă îți minus 15 grade în septembrie, îți deschizi centrala și stai la căldură. Asta și noi dăm. Noi am dat întotdeauna. Ați dat, da. De fapt, am mai avut discuția asta și știu că dumneavoastră... Deci nu s-a pus problema. Sau să închidem la 1 martie, cum să închidea... Indiferent cum ar fi vremea. Am dat și până la 1 mai, dacă... Afară a fost frig și în special noaptea. Clima s-a schimbat oarecum și chiar dacă ziua este relativ călduț, apare soarele și este călduț, nopțile în general sunt reci. Dacă vedeți și acum vara, nopțile sunt destul de răcoroase. Așa s-a schimbat. Așa s-a schimbat, de exemplu. Așa s-a schimbat. Noaptea e frig. Așa este. Bine, pilotă mai subțire, dar n-am renunțat. În alte veri, nu știi ce să mai dai jos după tine, așa de cald, că transpirai. Uite că nu prea mai sunt verile alea. Astea sunt timpurile care le trăim. Nu putem face nimic aici. Cu cine să te cerți? Așa, dacă nu mi-am plătit la Enel, vin și mă cer cu dumneavoastră. De ce mi-a stăiat? Nu știu ce, că n-am avut bani, dar când e frig afară, cu cine să mă cer? Păi... Cu toată lumea. Cu toată lumea. Că poate s-o găsi cineva care să fie ăla care trebuia, cu care trebuia să vă certați. Da. Și dacă îi luați pe toți la grămadă, până la urmă îl loviți și pe ăla care trebuia, de fapt, să vă certați. Domnul Merchea, spuneți și mie, vă rog, legea 325, am înțeles că sunt niște modificări. Da. Explicați-le cei cu legea 325. S-au adus modificări atât la legea 325 care se referă la sistemul public de termoficare, dar și la legea energiei 121 și la codul fiscal. Da, haideți să luăm metodic. O luăm metodic. La legea 325 s-au adus modificări în sensul clarificării situației în ceea ce privește zonele unitare de încălzire. S-a pus accentul pe instituirea strictă a acestor zone, deci delimitarea strictă și s-au pus condiții drastice în ceea ce privește alinierea celor care sunt în aceste zone la ideea de un singur sistem de încălzire. Europa ne-a lăsat un pic și noi am luat-o un pic românește până acum. Explicați, vă rog frumos, ce înseamnă am luat-o un pic românește. Adică un pic, hai că merge și așa. Asta este românește. Așa este. Europa și România a semnat și a aceste înțelegeri. În următorii ani trebuie să se reducă poluarea cu 20% și de-aia s-au și făcut aceste investiții pe eolian, pe energie solară. De asemenea, anvelopare a blocurilor de locuințe, a locuințelor în general,
tot în ideea de a se face reducere de energie termică. Da, s-a început această învelopare? S-a început, din păcate, legea la noi dă posibilitatea unor drepturi de veto în cadrul condominiilor, dacă nu vrea cineva după scară, nu se face. Lucrul ăsta încurcă mult. Știu că la nivelul primăriei Focșani a fost vorba la început de 20 de blocuri de locuințe și au rămas numai vreo 3-4, nu mai știu câte. Că nu vrea exact. Lumea. Da, că se găsește câte unul care zice că nu vrea. Dar de ce să zici că nu vrei când îți face niște lucruri foarte serioase? Nu cred că au niște motive. Dar nu sunt mulți bani și îi plătești. Cred că nu sunt nici mulți bani, dar nici motive întemeiate să refuze o asemenea treabă. Dar mă rog, la bloc așa este, la îngrămădeală așa este. Nu, dar la îngrămădeală mă refer la nivel de țară. E prea multă îngrămădeală și părerile proaste sunt luate de păreri bune. Nu pot să-i înțeleg. Eu am propus la un moment dat o taxă locală pe metru pătrat de locuință. Ea nu mai propune taxe locale și chestii și să vă spun ăsta. De ce. Nu, dar haideți să... Plătim destule taxe. Nu plătim destule taxe. Poate nu plătiți dumneavoastră. Stați un pic, de ce vă repeziți așa? Taxa asta locală ar fi trebuit să constituie un fond, exact cum era fondul... Fond de rulment? Nu un fond de rulment. Să fie un fond care să susțină partea populației în ceea ce privește anveloparea. Deci din acest fond să se plătească. Deci în felul ăsta s-ar întoarce înapoi tot la cetățenii care plătesc taxe. Dar atunci n-ai mai fi la îndemâna fiecăruia, ăla nu vrea și de aici nu se poate face treaba. Ca soluții de deblocaj. Bun, domnul Mercea, mă scuzați, vă rog frumos, dar probabil că știți care sunt motivele pentru care cei care nu vor, nu vor. De ce? Nu le știu și nu este știți. Treaba Ienetului. Pentru că s-a explicat clar, e vorba de o anvelopare, așa se cheamă? Da, anvelopare. Anvelopare făcută foarte serios, nu cu de-astea care ferească Dumnezeu să aprind la orice așa, țevărăile toate. Și o chestie unitară, pentru că sigur, nu poți, sigur. Dacă ați văzut când au făcut anvelopări cetățenii, ei pe banii lor, da? Sunt 2-3 apartamente care s-au învelopat, 2-3 fără anvelopare, da. Arată o țigănie întreagă. Da, din păcate, da, așa este. Și condițiile în care s-au făcut aceste învelopări nu sunt cele mai cușări, ca să zic așa. Păi și eu cred că nu sunt. Deci ca soluții tehnice vorbesc. Sigur, și eu cred că au venit foarte mulți care habar n-aveau și s-au pus în fiecare, de la fiecare mine. Și-a făcut cum a crezut. Cum a putut, cum a crezut, cum da, a știut. Unul a făcut cu grosimii de 5, altul și-a făcut cu grosimii de 10 și așa o aiureală întreagă. Da, anvelopări, mai ales la parter, cum stau eu, trebuie să-ți faci, că altfel mor de frică. Păi, trebuiesc așa, că începusem să spunem, reducerea consumului cu 20%, reducerea poluării cu 20% și reducerea cu 20% a consumului de energie primară pentru încălzirea locuințelor. Adică, sursele de energie primară care sunt gazele, de exemplu, lemnele și așa mai departe. Deci le ard pe astea materii prime și fac căldură în casă. Ar trebui ca în casă căldura să fie ca rezultat al unui proces industrial, să fie deșeul acelui proces industrial. În cazul cogenerării, căldura exact asta este, pentru că, de exemplu, la noi, ceea ce obținem în mod principal este energia electrică, la centrala nouă vorbesc. Și avem și componenta de termie pe care s-o dăm în sistemul public de termoficare. Noi trebuie să ne aliniem la lucrurile astea. Din păcate, noi mergem exact pe dos. Noi, în loc să reducem
impactul energiei primare în încălzirea locuințelor. Noi mergem pe montare de centrale termice care exact asta fac, consumă energie primară, resurse primare, și într-o bună zi o să fim nevoiți să ne aliniem și la normele europene și să scoatem toate aceste centrale murale și să ajungem iar la sistemul centralizat de încălzire. Într-o bună zi în care? Adică într-o bună zi când Uniunea Europeană o să spună: domnule, nu respectați înțelegerile pe care le-ați avut, plătiți amendă. Așa zisul infringement. Da, da, ei au centrale de apartament în Uniunea Europeană, nu prea, să știți. Nu prea. Nu prea, dar au. Nu, sunt astea care sunt izolate, locuințe izolate, dar în general, acolo unde sunt orașe, se merge pe încălzire centralizată. Nu știu, dar eu unde am fost era obșită, dar vă bat dumneavoastră, am fost la hotelul. Ei au luat, pe ce s-au angajat, au luat-o la modul serios. La noi fiecare face cam ce îi tună capul. Numai că la... Da, vă rog. Da. Și mai e o chestie care a împins cetățenii către o asemenea soluție. Faptul că la noi au plecat foarte mulți și din oraș Focșani au plecat foarte mulți. Pe statistică ar mai fi 90 ceva de mii de locuitori pe care îi are Focșani. Cu buletin de Focșani, ca să vorbim pe românește. Dar din ăștia, probabil că mai mulți de 55-60 de mii nu locuiesc efectiv. Sunt plecați în străinătate. Sunt plecați în străinătate sau sunt mutați în zonele limitrofe. Eu vă dau un exemplu pe care îl am la îndemână. La mine, în familie, ar trebui să fim, au buletin de unde stau eu, 8 inci. Dar, de fapt, acolo locuiesc 2. Pentru că 4 au casă la Petrești și au, da, buletinul este tot acolo. Alții 2 i-am la București. Buletinul tot de Focșani. Deci, iată că... Așa stau lucrurile. În condițiile în care oamenii au plecat de acasă, au plecat în străinătate la muncă sau au plecat la țară, interesul lor a fost să nu plătească încălzirea. În condițiile în care nu locuiau în... Și atunci și-au montat centrală murală. Vine o lună pe iarnă, și o lună pe vară, îi dă drumul la centrală, își face atunci baie, își face căldură și cu asta s-a terminat. Sau cei care s-au mutat la țară, mai vin câteodată, mai fac câte o baie, se duc înapoi, pentru că este mai simplu de trăit la țară, unde mai are o găină, o fasole, o nu știu ce o mai avea pe acolo. Da, categoric, spuneați că Uniunea Europeană, dar vedeți, eu prima dată eoliene de astea am văzut acum vreo 15 ani, 10 ani, nu știu, în Austria, și mă uitam ca vițelul la poartă nouă, ce sunt alea. Bun, acum am văzut că și la noi în țară sunt foarte multe. Foarte multe, da. Și destul de repede s-au montat. Cel puțin pe Dobrogea sunt foarte multe. Da, în Dobrogea, am fost până trecută. Da. Nu au descărcare. Delta și da. Nu au descărcare în sistemul național, pentru că este subdimensionat sistemul. Și acum se face un racord pe rețeaua de 400 de kilovolți între Zmârdan și Bacău pentru a transfera o parte din energia obținută în Dobrogea, să o transfere în Moldova. Și în felul ăsta se închide și circuitul, inelul de 400 de kilovolți. Și să asigure totodată și securitatea energetică a Moldovei. Moldova noastră. Da, am înțeles. Domnul Mătele, am văzut pe la știri, acum eu știu, că la centrala de la Cernobâl, ferească Dumnezeu, de la Cernavoda, au fost niște probleme? Au fost niște probleme legate de un senzor și acolo nu-i deja. S-a rezolvat, nu? Da. A fost o alarmă falsă, ca să zic așa. Ai făcută de japonezi, mi-aduc de pe vremea lui Ceaușescu și mi-aduc aminte de era un domn, domnul Yamada,
Venea la un hotel unde stăteam, mergeam în fiecare vineri la București, că aveam abonament la Ateneu, și veneau cei de la care construiau centrala, era un grup de japonezi, locuiau tot acolo și știu că s-a muncit foarte mult la ea și foarte, foarte serios s-a făcut acea centrală. Dar spunea cineva, mi-aduc aminte, că ferească Dumnezeu de o chestie neplăcută, că sare în aer toată țara aproape. Ei, nu, ferească nu Dumnezeu. Este chiar așa. Nu este chiar așa? Nu este chiar așa. Instalațiile nucleare sunt instalații sigure, nu se lucrează... Dar nu și centrala instalații făcute de cooperativă. Era sigură, nu? Centrala de la Cernobâl era o altă generație de centrale. Da. Ea a fost chiar după la începuturile industriei nucleare. Nu, n-a fost un experiment, dar ca orice chestie să evoluează în timp și... Da, în fine, acum greșelile nu trebuie să ne apere Dumnezeu, că Dumnezeu are altă treabă. Noi trebuie să facem reviziile așa cum trebuie, să facem întreținerea și să schimbăm tehnologia, să nu o lăsăm pe aia care e de 100 de ani. Da, apropo de ce ați spus mai devreme, că Dumnezeu are altă treabă, de unde știți dumneavoastră ce treabă are Dumnezeu? Păi altfel nu sărea în aer Cernobâl, de exemplu. Și neapărat. Deci a trebuit, ne-a lăsat nou mandat să ne apărăm noi. Sunteți așa și un pic tendențios. Nu sunt tendențios. Pur și simplu sunt realist. Deci nu trebuie să așteptăm să ne bage în traistă. El ne dă, dar traistă nu ne bagă. Trebuie să o facem singuri. Domnul Mercea, da. Legea 121? Legea 121 a avut și ea câteva modificări, în sensul că la centralele termice gen Enet, de exemplu, așa, în timpul sezonului rece nu se vor face întreruperi de gaz. Noastră. Deci este asigurată, în felul acesta, este asigurată căldura pentru populație. Pentru populație. Da. Iar codul fiscal, da, și codul fiscal, asta e problema. Se va ajunge la un TVA pentru încălzire la 4%. Asta e de bine, nu? Asta e de bine că se reduce factura către și populație. Se pare că și alte legi ale ENET-ului da, vor fi modificate. Vor mai fi timp. Modificate legi și tot în ideea de a face acest sistem public de termoficare, dar îl face accesibil pentru populație și în felul ăsta să ne putem alinia și la angajamentele pe care România le-a luat în cadrul Uniunii Europene să trăiți. Nu față de Uniune, în cadrul Uniunii Europene, că și noi nu suntem într-o poziție de subordonare, suntem o parte de Uniunea Europeană. Suntem doar într-o parte a poziției nu, de subordonare, suntem europeni și noi ca și ei alții. Cum valorificăm treaba asta este cu totul și cu totul altă poveste. Chiar credeți că e valorificată bine treaba asta? Hai că intrăm în alt domeniu de discuție și nu... Nu știu dacă bine sau rău. Dar sunteți și politician și puteți să ne spuneți. Nu știu cât de bine... E loc de mai bine clar și să vede cât de acolo, dar noi încă nu vedem, dar oamenii care vin ocazional în România, văd schimbările. Noi care trăim aici le vedem, le percepem mai și greu. Nu, noi ar trebui să le vedem acum. Nu, dar e firesc să nu se vadă. Insinuările răutăcioase sau mai mult de dragostei lumina vieții. S-au făcut foarte multe schimbări. S-au făcut. Bine, este evident, se vede. Eu de când fac emisiunea asta, domnul, emisiunea Vrancea Pitorească și am bătut tot județul ăsta, nu-mi vine să cred ce am văzut. Sunt modificări totale. Da. Păi mă uitam la Andreașul la care se ajungea pe jos aproape în anii trecuți. Acum este ce șosea? Nu se punea problema. Șosea până sus la Vitia. Da, Andreașul de sus acolo. Da. Este superb. Am dat un exemplu. Dar mergi la Vișoara pe o șosea asfaltată până la Nereju. Ojdula aia care este excepțională, îmi spuneau și toți. Și casele care... au altă față. Casele și... au altă... Și oamenii au altă față. Dacă aveți cumva vreo filmare cu magazinele alimentare sau de orice gen. După vremuri. Ori după vremuri, ori imediat după revoluție. Cooperativele. Da, și să vedem acum.
sunt schimbări mari. Dar să știți, domnul Merchea, și asta o spun în cunoștință de cauză, nu spun niciodată, numai de dragul de a vorbi așa, de a face complimente, mă uitam că spuneați că de Dobrogea, am fost săptămâna trecută în Dobrogea, am fost la Burighiol. Mă uitam satele lor. Sunt, e șoseaua mare asfaltată, pe lateral niciun drum nu e asfaltat, aproape niciun drum. La noi, în județul Vrancea, aproape toate drumurile sunt asfaltate în toate comunele. Și da, multe și multe alte lucruri care n-ai cum, pe care n-ai cum să nu le vezi, dacă ești un om cum să cade, ești un om care ții la județul în care te-ai născut până la urmă. Nu e vorba că ținem sau nu ținem, dar sunt niște realități pe care trebuie să le... Trebuie să scoți în evidență că ăsta este adevărul și să ne bucurăm pentru ele, nu până la urmă, că păi, nu ne bucurăm de ele pentru că le folosim. Și ne bucurăm de ele, așa cum păi sunt. Păi drumul până la Soveja, țineți minte că sunteți de acolo, știu, în ce hal era și cum, cât de greu, nu venea să mă mai duc la Soveja, că făceam 3 ore cu mașina. Soveja a decăzut și a ajuns o ruină tocmai din cauza drumului. Acum, când a făcut drumul, deja era prea târziu, stațiunea Soveja era dusă. Nu începuse, era moartă deja. Ce păcat. Poate este păcat de tot ce a murit în România. În România și în județ. Dar se pare și așa, cred că o să fie, că o să se înceapă drumul de la între Lepșa și Soveja. Se pare că foarte repede o să înceapă drumul să se refacă. Da, dar nu rezolvă problema. Deci deschide Soveja, dar Soveja a ajuns într-o fază în care este foarte greu să-și mai revină. Să revină? Da. Păcat că atâtea personalități, dar dacă spui medevinți, spui totul. Dar am venit la... Uite, chiar mi-a dat o idee. Soveja s-a depopulat și este greu să-și mai revină. Domnul Merchea, m-ați invitat odată la o... Cred că era pentru ceva în memoria Mehedinți, unde ați invitat familia dumneavoastră din toată lumea. Nu, n-a fost în memoria lor, a fost întâlnirea noastră, a familiei noastre. Pe care am filmat-o și am filmat-o cu bucurie, pentru că am văzut ce oameni de rafinament, domnul Gheorghiță Geană, care e din familia dumneavoastră, de exemplu, că mi-a venit în minte acum, și câți oameni plecați din Soveja, oameni care ne fac cinste peste tot în lume. Da, dar care din păcate nu mai sunt acolo și nu... Din păcate, da. Nu pot să pună umărul la dezvoltarea localității. Și lucrul ăsta se întâmplă măcar la Soveja. Gândul, să... nu? Gândul nu ajută mare lucru. Și toate localitățile, în special cele care sunt mai departe de oraș, de nu permite o navetă, asta au căzut. Populația a plecat. Ei, dar a început să, domnul Merchea, cam de pe vremea lui Ceaușescu, a început să se diminueze. S-a diminuat, dar acum este de populare masivă. Da, și păcat. Atunci au plecat la școli, au plecat în industrie, dar nu-și pierduse forța. Satul nu-și pierduse forța. Și păcat că acum... sindicatele sau nu știu care sindicat a luat clădirea aia unde era baza de tratament și au lăsat-o într-o paragină. Mă uitau, împășteau vacile pe lângă și cu geamul spate. Am filmat-o acum un an de zile. Soveja care arată foarte bine, că s-a asfaltat foarte mult. Parcul ăla foarte frumos. S-au făcut lucruri foarte aproape frumoase. Aproape tot satul este asfaltat. Asfaltat. Și, dar clădirea aia care a însemnat foarte mult pentru români, că veneau din toată țara ca să se trateze acolo, e lăsată în paragină. Dacă s-ar fi dărâmat numai la Soveja, n-ar fi fost mare lucru. Domnule, cred că s-a terminat emisiunea. Foarte repede trece timpul când stau cu dumneavoastră, pentru că sunteți vorbăreți, sunteți pește ca și mine, ca zodie, și noi am putea să stăm... Eu nu sunt pește. Ca zodie, am spus domnul Merchea, ca zodie. Nu sunt pește. Da. Păi cam asta este, stimați telespectatori. Deci am fost la Enet, am vorbit cu domnul inginer Manole Merchea, managerul Enetului, ne-a dat și vești bune și vești mai puțin bune, mă refer la mai puțin bune, alea că trebuie să mai scoatem niște bani din buzunar. Dar asta este situația, nu? Nu, vestea bună este că s-ar putea să-i avem. Să dea Dumnezeu să fie și eu cred că o să-i avem. O să-i avem. Deja lucrurile s-au mai mișcat. Da. La revedere, domnule director, la revedere și domnule telespectator.